Eu când v-am spus, a zis că sunt nebun. Veorica e gata, s-a mutat la partid cu cățel, cu purcel și a pus un batic pe cap și e pe treabă. Chiar credeam că pleacă. Deci chiar am crezut că a doua zi după ce s-a dus Livache la Pârnaie, ea dispare, mă, se duce în lume. Nu mai știe nimeni nimic de ea. Sau că se duce la poartă la pușcărie și stă acolo cu botul pe labe, cum stau căței ăia pe peronul gării când le pleacă stăpânul. Știți ce a zis Veorica? A zis: n-am fost eu. Ce? Când ți-e foame nu ești tu sau cum? Da, așa a zis: n-am fost eu. E, fraților, dacă până acum mai era cum mai era, adică râdeam de ea, acum începe să-mi fie groază. Când Veorica e Veorica. Probabil am început să fiu eu. Ce înseamnă am început să fiu eu? De multe ori, știți, dacă nu te identifici cu ceea ce spui, parcă nu ai nici credibilitate și parcă nici nu poți să transmiți. Aaa, m-am prins! Așadar, de-aia transmitea ea numai greșel pe gură, că nu se identifica, mă. Dar acu e ea, Dumnezeule, a început să fie ea. V-am tot zis, urăsc la politicieni chestia asta cu să uităm ce a fost, acum să privim spre viitor. Alo, dar pleacă, mă, acasă, privește spre viitor de la fereastra ta. Am să vă spun și dumneavoastră ceea ce am spus la mulți. Important este prezentul și modul în care ne raportăm la viitor. Ce a fost, a fost. Ia uzi, am spus-o la mulți. Mamă, de zici că cine știe ce a zis ea. Eu de multe ori am spus: bă, nu. Puh, mare vorbă, bă, nu. Oricum, n-ai ce să-i explici, Viorică. Dar vorbim așa între noi. Mă, nu merge în politica asta cu de acum să privim spre viitor. Gata cu trecutul, să vorbim despre viitor. Că ei nu înțeleg. Tocmai asta înseamnă asumare. Să nu mai ai viitor în politică după ce ai făcut o tâmpenie. Asta e ideea. Îmi asum, mă duc mai încolo puțin, îi las pe alții. Păi altfel cum? A, îmi asum, gata, hai că am treabă în continuare. Bă, nu mai ai treabă, pentru că tocmai ți-a dat populația cu votul în cap la alegeri. Pa! Și vestea mega proastă abia acum vine. Viorica nu pleacă, fraților. Stați liniștiți, ăștia care vă faceți poze cu ea de adio. Nu pleacă Viorica. Sunt șanse minime să treacă această moțiune? Nu pot să folosesc acest cuvânt, pentru că eu sunt un om încrezător, sunt un om pozitiv. E moartă în coteță? E moțiunea ca băse când intră seara în direct la telefon, bâlbâită, transpirată și fără niciun viitor. Așadar, ce ne spune doamna Raluca? Păi ne spune că moțiunea e precum scroafa, moartă în coteți și stă și cu fundul în ușă. Șanse mici. Mai repede are șanse Oprișan să o ardă fluent en français. Deci până la anul, tot cu Viorica și PSD-ul ei. Da, pentru că de acum, din ce se vede, cam asta e direcția. Tanti Viorica, în loc să fie cel mult șefa unui bufet din Videle, o să conducă și PSD și Guvernul României până în anul 2020, în toamnă. Și nu degeaba am adus vorba de Oprișan, ci că sunt ca frații. Da, Oprișan cu Viorica. Știți cu ce se ocupă Oprișan? E groază, mă îngrozesc. Dacă după elucubrațiile spuse în cexul trecut de către domnul Oprișan, încă ne mai bazăm pe dumnealui să ne facă strategia politică a partidului? În francez o face dacă vrea el, două dracu de strategie. Să rămână Veorica cu gura căscată ca la iredentist, că tot e la modă. Așadar, ca să n-aveți surprize, Veorica șefă la PSD-ul și șefă de guvern, iar Oprișan face programul politic al partidului. Și acum vă întreb pe voi, alegătorii. Bă, nebunilor, ce suntem? Ce-am făcut, mă? În două luni vom fi la gard la Nea Livache, ne vom cere iertare, o să vedeți. Ce-am făcut, mă? Ce-a fost în capul nostru? E groază, mă îngrozesc. Dacă după elucubrațiile spuse în cexul trecut de către domnul Oprișan, încă ne mai bazăm pe dumnealui să ne facă strategia politică a partidului.